Erai fundaș. Cum era cu Luțul la antrenament? O, greu. Doamne, deci și eram atunci dornic să demonstrez că eram tânăr de perspectivă și na, găsești eu 1,90 cu 1,60 și... Doamne, ce jucător. Pur și simplu, nu știu, atât de natural. Cam cum e Sărmântean? Ca să, pentru cei care poate o să vadă podcastul mai din generația tânără, în genul ăla, dar mult mai rapid, mult mai rapid. Adică nu știam cum să-l marchez la antrenament, dar într-adevăr un jucător cu mare, mare potențial. Dar puteai să-i mingea, sincer. El niciodată n-a fost genul de jucător ca să se folosească de corp. Deci el totul ce făcea, dribblingurile și partea de mingicărie, cum spuneam noi, era tehnica pe care o făcea atât. Deci nu să-și pună și corpul sau forță. Nu, deci era totul așa, parcă nu puteai să-l prinzi.